Bună găsit, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua Enache și la alte subiecte de discuție. Am ieșit într-o anumită măsură din zona aceasta cu care vă obișnuisem, a locațiilor diferite, în cafeneale sau în anumite spații neconvenționale. Astăzi ne aflăm în studio, vorbim astăzi cu o doamnă invitată cu totul deosebit. Este vorba de doamna Ramona Lile, profesor universitar doctor și rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad. Vorbim despre profesie, despre carieră, despre modul în care îmbină o doamnă, o femeie, această profesie de universitar, cea de manager al unei universități, dar și viața privată, această, am putea spune, profesie de mamă, pentru că de foarte multe ori se vorbește de acest lucru și, evident, despre multe, multe alte aspecte. O să o invit pe doamnă și o să-i spun bine ați venit la Litoral TV, doamna rector. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru ocazia de a fi astăzi alături de dumneavoastră la această emisiune care înțeleg că are un succes deosebit aici în Mulțumesc frumos! această zonă. Este o emisiune mai degrabă de timp liber, de relaxare și în cadrul ei vorbim cu diferite personalități, diferiți oameni, doamne, domni, oameni care într-o anumită măsură au făcut ceva în viața lor, pot să vorbească și au experiența aceasta în modul în care și-au desfășurat și parcursul vieții private, dar și a vieții publice. Ce înseamnă de fapt pentru o femeie să fie rector? Înseamnă O multe. Sau ce provocare. presupune? O provocare, într-adevăr, este o De ce este o provocare. provocare? Să luăm pe rând așa. Pentru că știți foarte bine, în general, într-o lume a bărbaților, să fii o femeie rector este destul de dificil. Da, noi suntem obișnuiți, mental vorbind, cu manageri de instituții importante, bărbați. Și ne gândim de puține ori, ne gândim la managerii de instituții, doamne. Dar în România, iată că există și există chiar destul de multe cazuri. Unul este și al dumneavoastră. Cum a fost această provocare? Cum s-a părut la început? Când a fost momentul în care trebuia să intrați, de fapt, în cursa aceasta alegerilor? Nu a fost ușor, dar eu am avut, Decizia. da, dar înaintea mea a fost tot o doamnă rector la Universitatea din Arad. Aia A era o fost, tradiție da, a feminină. fost 3 mandate. Doamna a fost mentorul meu și de la dânsa am învățat foarte multe și dânsa a fost cea care m-a pregătit pentru Foarte acest interesant. mandat. Cum a început relația cu universitatea dumneavoastră? O, relația mea cu universitatea a început acum 16 ani. După un alt job pe care l-am avut În afara în spațiului afara universitar. spațiului universitar, am lucrat în producție, eu sunt și inginer în industria alimentară, am Foarte lucrat la frumos. o fabrică de prelucrare a cărnii, am În lucrat Arad. în Arad 9 ani și după aceea am ales cariera universitară, deci iată, am schimbat total Adică profesia. profesia, dar și mediul, lumea, de fapt, Evident. profesională. Pot să spun că este, de fapt, o realitate concretă faptul că ați plecat din zona aceea a lumii reale, în zona academică. Zona academică e cumva aparte, e o lume cu totul aparte, o lume dinamică, performantă, o lume cu foarte multe elemente de valoare și am putea spune că ați cunoscut și lumea reală, dar și cea universitară. Cum le-ați comparat pe cele două? Era o altă perioadă. Deci, imediat după 90 am început facultatea, în 96 am terminat facultatea și am început să lucrez în producție. Este total diferit de ceea ce se întâmplă acum. Era Erau alte reguli, altceva, erau altă alte ordine reguli, altă ordine socială, socială. sigur, și multe alte, dacă se poate spune așa, moravuri ale societății. Poate că nu erau atât de multe provocări precum perioada de astăzi Poate că sau nu erau ca. atât de multe provocări, dar erau noutate, pentru că veneam dintr-un alt regim, totul era nou, totul era într-o permanentă schimbare, într-o permanentă modificare a condițiilor, a oamenilor, toată lumea vroia altceva, vroia libertate, vroia să se definească într-un fel aparte față de cum au fost crescuți. Sigur că da, și mai mult decât atât, există această imagine,
a noastră proprie despre ceilalți, pentru că realitatea este cea pe care nu creăm noi, pe care ne o inducem noi în mentalul nostru. Relația aceea în care îi vedem pe ceilalți lângă noi și ne vedem, ne plasăm pe noi în context, pe noi înșine, în contextul, să spunem așa, uman, social, prieten, familie, rude. Când v-ați văzut în fața a 50-60 studenți în anfiteatru, cum a fost prima dată? Prima dată am intrat pe post de asistent. Da. Împreună cu profesorul meu, care mi-era titularul de disciplină, am asistat prima dată la cursurile dumnealui și de-abia după aceea am intrat la seminarii. De chimie, da? Nu, pe partea de management. De management, am înțeles. Am avut și facultatea de științe economice și am profesat. Și ați dezvoltat o carieră pe domeniul științe economice. Pe domeniul științe economice. Cum a interacționat această dimensiune a economiei și chimia, care de fapt e mai riguroasă, e o știință exactă? Păi eu sunt o persoană mai pragmatică, mai riguroasă în general și nici economia nu este chiar atât de departe de această rigurozitate, pentru că trebuie să ai anumite rigori și acolo nu poți să... contabilitate, finanțe... Toată partea aceasta și de teorie pe care trebuie să o explici studentului. Evident. Și studentul, de fapt, să perceapă, să înțeleagă, să preia un model de la profesor. Așa e. Eu predau management și un manager trebuie să cunoască o paletă foarte largă și foarte bogată în tot ce înseamnă a cunoaște toate disciplinele care, de fapt, stau la baza unei decizii. Sigur. Ce face un rector într-o zi de lucru? O întrebare mai complicată. Da, păi foarte multe. Atunci când este în universitate, pe lângă orele pe care le am... Da, trebuie să spunem că pentru fiecare rector rămâne o normă didactică pe care trebuie să o deservească, să o satisfacă, să spunem așa, sau să o susțină. Evident. Și eu zic că e foarte bine pentru că nu ne rupem totuși de mediul academic și nu ne rupem de studenți. Sigur, e important. Care sunt cei mai importanți pentru noi. Să continuăm. Ce face un rector? Pe lângă orele de predare? Pe lângă orele de predare sunt problemele administrative care sunt inerente în fiecare dimineață, ședințele de lucru. Toată lumea îl vede pe rector doar în partea pozitivă, dar nimeni nu se gândește de cât de multe decizii trebuie să ia, la cât de multe lucruri trebuie să se gândească și cât de multe elemente trebuie să-și asume, că acolo sunt niște semnături. Evident. Pe baza cărora se iau decizii. Păi noi încercăm să ne creăm o imagine că tot ceea ce facem noi este foarte frumos, lucrăm foarte mult cu studenții, încercăm să facem promovarea universității și de aceea toată lumea ne vede ca pe o imagine, ca pe ceva foarte frumos și ca pe o persoană care nu face altceva decât promovare. Sigur că da. Dar în spatele acestei imagini există foarte multă muncă, există mulți oameni doriți, destoinici. Norocul meu este că am o echipă extraordinară, niște colegi care chiar sunt devotați universității și zonei în care activăm noi și cred că fără ei nu aș putea să Evident, fără, să o, fac echipă, nimic. Fără o echipă nu poți. Sunt foarte multe probleme de rezolvat și probabil că delegați pentru fiecare prorector. Asta e de fapt structura universitară. Rector, prorector, decan, șef de departamente și ulterior restul profesorilor care compun într-un vesete corpul academic. Și pe lângă asta mai este și partea administrativă. Sigur, și partea administrativă, sigur, un întreg aparat. Întreg structură. Da, sigur, evident. Un aparat administrativ care de fapt se ocupă de tot ce înseamnă servicii pentru universitate și pentru studenți. De fapt, elementul central al studentul. V-ați gândit când ați ajuns la vestea că veți ajunge rector vreodată? Nu. Cum a fost provocarea când v-ați văzut în fața deciziei de a... Păi, v-am spus că doamna a fost rector, care a fost 3 mandate, a fost și mentorul... Și v-a convins mai degrabă, doamna? Da, m-a convins să îi urmez, pentru că știam ceea ce face, știam ce vrea să facă în continuare cu universitatea și puteam să-i continui ideile și provocările, proiectele pe care le-a început dumneai ei, având cam aceleași dorințe pentru universitate de a dezvolta, sigur, și de a rămâne pe o piață. Și idei care să inoveze, de fapt, să dezvolte universitatea. Evident. Pentru că totul se naște de la idee. Știu că foarte mulți dintre, de fapt, aproape toți rectorii interacționează pe lângă ceea ce fac în universități, loc în orașe,
interacționează cu instituțiile centrale, minister, agenții de evaluare a calității, diferite întâlniri, diferite consilii ale rectorilor. Cum reușiți să le gestionați? Pentru că trebuie să fiți prezent în foarte multe orașe din România, unde se întâlnesc rectorii sau de multe ori în București. Și distanța la București nu e tocmai mică. Nu este, dar datorită mijloacelor de deplasare care sunt Da, acum rapide. rapide, reușesc să sau încerc să fac față la toate evenimentele care sunt, la întâlnirile pe care le avem, pe care le organizează Ministerul, pe care le organizează Consiliul Național al Rectorilor, pe care le organizează celelalte agenții care stau la baza procesului educațional în universități. Este un câștig faptul că participați acolo și reușiți să comunicați cu rectorii, colegii dumneavoastră, schimbați experiențe, schimbați, eu știu, anumite teme de discuție, întrebați despre diferite elemente care țin de administrație sau de aparatul acesta educațional. Evident, știți foarte bine că dacă nu avem relații cu celelalte universități, cu ministerul, cu celelalte agenții, nu reușim să facem față și să cunoaștem toate noutățile și tot ceea ce se întâmplă în Da, acest da. sistem. Pentru că este un sistem într-o permanentă mișcare, într-o dinamică continuă, care nu poate fi atât de ușor cuprins dacă stau într-un birou, într-un colț al țării, chiar dacă este mai în partea de vest și avem o O influență, o deschidere mai mare deschidere mai către mare. Occident. Totuși, eu o spun și o recunosc că ora exactă, totuși, de la București Sigur că da, pentru că este. aici vorbim de un aparat instituțional central, care, în sensul pozitiv vorbind, gestionează interesele, spunem, instituțiilor dependente sau delegate de acel, spre exemplu, Ministerul Educației. Gestionează interesele educaționale ale inspectoratelor școlare, ale universităților și restului institutelor pe care le are sub ordine. Și este normal ca să afirmăm acest lucru, că se dă ora exactă de la București, apropo de expresie și de expresia pe care noi o folosim des, noi românii. Știu că aveți familie, aveți copii, să vă trăiască. Mulțumesc la fel. Cum reușește, de fapt, doamna rector Ramona Lile să se transforme în mama sau soția Ramona Lile? Cum treceți de la viața asta publică la viața Da. privată, Pot să că e spun că vorba de zi am de zi? noroc că copiii mei sunt mari. Am un băiat de 20 de ani și cel mai mic de 14, Mulți înainte, amândurora! care mă înțeleg și înainte de a face pasul acesta pentru rector, a fost un consiliu de familie în care Așa. am cerut susținerea tuturor pentru a putea face față acestor provocări și acestei munci care implică foarte mult muncă, foarte mult timp Și efort, și și efort, efort din efort. partea tuturor, de fapt. Cred că mai mult decât atât, mai mult decât efort, aș putea spune și starea sufletească pe care de fapt o ai în momentul în care ajungi de la muncă acasă, stând în familie și eventual modul în care începi săptămâna, știind că încărcându-ți bateriile acasă, ai rezervă pentru încă o săptămână la serviciu, la universitate. Evident, eu zic că întotdeauna trebuie să-ți placă ceea ce faci. Și în momentul în care îți place ceea ce faci, nu consider că este un efort atât de mare încât să consider o corvoadă. Sigur că da. Asta se vorbește despre tinerii români sau tinerii din România, că nu sunt educați, nu au proiecte, nu au perspective de viitor, aspecte care, din punctul meu de vedere, sunt niște stereotipii și nu e deloc adevărat. Evident că Cum nu. îi evaluați pe sau cum îi percepeți pe studenții dumneavoastră? Nu, să știți că noi avem niște copii extraordinari. Păcat că nu-i promovăm sau nu știm să-i promovăm așa cum ar Sau trebui. noi putem înțelege, Sau nu-i nu. vedem. Ba da, să știți că îi înțelegem și ei ne înțeleg pe noi. Deci sunt niște copii care ne urmează, noi trebuie să le fim modele, ei trebuie să facă tot ceea ce văd și să încerce să ia ceea ce este bun de la noi, de la fiecare. Și copiii noștri, să știți că sunt extraordinari. Deci eu lucrez deja de 16 ani cu ei și avem niște copii pe care de multe ori nu-i promovăm atât de mult pe cât ar trebui. Au foarte multe calități, să înțeleg. Extraordinar de multe Sunt calități. dăruiți și, de fapt, Acum, îndrăgesc ceea ce știți fac. cum, nu putem spune că sunt
toți, dar foarte mulți dintre ei și noi am observat, fiind o universitate, zic eu, regională, care ne-am impus în zona de vest, foarte mulți dintre studenții noștri sunt acum în poziții cheie. Absolvența universității sunt în poziții cheie, în poziții în care ei înșiși sunt angajatori, ei înșiși vin spre universitate ca să recruteze forța de muncă. Asta este și faptul că la noi în Arad, cel puțin, șomajul este sub 3%. Da, e o cifră foarte mică și Aradul oricum e un oraș de tranzit, un oraș de graniță, și județ, de fapt, foarte important. Și cred eu că și universitatea are rolul ei, pentru că ea, de fapt, dezvoltă resursele umane de care are nevoie și județul și regiunea. Din câte județe limitrofe mai aveți studenți? Păi noi avem, să știți că vin și din Timiș, din Bihor, din Caraș, Hunedoara, avem și din Mehedinți. Avem de gestionați un bazin destul de mare de recrutare. Da, pentru că știți cum îi contează foarte mult unde și-au făcut școala părinților, unchilor, da. Și atunci fiecare relația cu orașul. Și Aradul este un oraș cosmopolit, un oraș frumos, un oraș dezvoltat și cu arhitectură cu totul aparte. Da, și faptul că este un oraș mic, relativ cochet, dar totuși, foarte bine dezvoltat din punct de vedere economic. Să știți că foarte multă lume vine și avem studenți și din Moldova. Republica Moldova. Nu, din Moldova. Din Moldova românească, pe lângă Republica Moldova, că avem și de acolo, care vin și rămân. Rămân în Arad. Rămân în zona de vest, nu mai pleacă sunt înapoi. Sunt multe acolo, da. Da, plus sunt cei din diaspora care vin, sunt din Republica Moldova, din Serbia, din Ungaria, care vin să-și facă studiile în limba română și pleacă cu experiențe înapoi și implementează ceea ce au învățat la noi. Foarte frumos, foarte, foarte interesant. Câte facultăți are structura universității? Noi avem 9 facultăți. Noi suntem o universitate eterogenă, să spun așa, pentru că avem o paletă foarte largă. Avem de la teologie, design, sport, inginerie, științe umaniste, psihologie, științe economice, foarte interesant. Matematică, informatică, deci avem jurnalism, avem teologie penticostală. Avem foarte multe specializări care sunt foarte diversificate, să le spun așa. Am înțeles. Cred că există și o cerere de pe piața muncii, o cerere pe piața muncii care, într-o anumită măsură, satisface o nișă profesională, cum este designul, cum este jurnalismul, poate teologia penticostală, domeniul inginerie, care de fapt domeniul inginerie este extins și de inginerie nevoie cam peste tot și de multe, să spunem așa, specializări ingineresti până la urmă, pentru că ingineria e un mare domeniu care cuprinde și care include foarte multe ramuri, să spunem așa, ingineresti. S-a dezvoltat universitatea pe o structură anterioară a unui institut de învățământ superior sau cum a luat ființa? Da, deci la noi a fost o specializare de subingineri pe lângă Politehnica din Timișoara și în 90 s-a înființat universitatea, am început cu niște specializări pe partea de inginerie, apoi s-au dezvoltat teologia, științele economice și încet, încet am împreună cu, să zic așa, cu piața muncii, am dezvoltat și alte specializări care erau necesare în zonă. Sigur că da. Preponderent în Arad economic, de fapt, e zona serviciilor prezentă, nu? Nu. Deci noi avem foarte multe întreprinderi pe partea asta de automotive. Am înțeles. Manufacturii, de fapt, pentru manufacturare pentru... Da, pentru marile firme, companii de mașini. Da, și, de fapt, se produc acolo componentele. Se produc componente și pleacă către străinătate. Către Occident. Foarte interesant. Și cred eu că modelul acesta se va extinde în zona de vest. Mai sunt orașe în vest care manufacturează în acest mod, cred că la Cugir, dacă nu începe lângă Cluj undeva. Și în Timișoara, și Oradea, deci toate... România de vest a ajuns să facă componente pentru foarte multe mărci de prestigiu
Și iată că totuși potențialul profesional și de știință în România este destul de ridicat. Și competențele, până la urmă, ale celor care Păi lucrează știți foarte acolo. bine că specialiștii formați de către noi sunt foarte apreciați în străinătate și Sunt sunt convins despre acest apreciați fapt. și de cei care vin, de angajatorii din străinătate care vin și își Îi recrutează de fac, îi acolo. recrutează Da, singur, sigur, că da. sigur. Investitorii străini sunt în speță germani Nu, nu și mai. francezi. Noi avem și o comunitate de italieni Am înțeles. foarte Investitorii, investitori italieni, da. sigur că da. Da. Există studenți italieni care ajung, La măcar cei noi ai familiilor la sau. noi mai puțin, pentru că ei merg pe partea asta de medicină de multe ori și noi nu avem ca și universitate specializarea Medicină. de În medicină. Timișoara și la Cluj. Și mai este în Arad o universitate privată Am înțeles. care are medicină. Am înțeles, am înțeles. Foarte interesant și iată, este prima dată când aud că o universitate privată are secție de medicină, pentru că medicina presupune investiții și o logistică destul de consistentă și, în general, universitățile publice au specializări de medicină care sunt foarte bine cotate acum și Da. foarte căutate, foarte cerute pe piața muncii. Vreau să vă întreb acum, înainte de a lua pauză, despre modul în care perspectivele, să spunem, universității se întrevăd în viitor. Cum vreți să vă mai dezvoltați, mai creați specializări, mai Nu, creați deci o facultate? acum încercăm să ne dezvoltăm pe verticală. Am înțeles. Ne-am dezvoltat suficient, zic eu, pe orizontală și încercăm să creăm noi școli doctorale pentru a În crea cel de-al sensul, da, treilea exact, ciclu pol. Bolonia. Da. Aveți școala doctorală? Da, avem școala Aveți, da? doctorală, avem pe filologie și teologie deocamdată și acum așteptăm ca Ministerul și Aracisul să dea drumul la înființarea de noi școli doctorale, pentru că avem colegi care și-au făcut deja abilitarea și așteaptă doar Da, și pot să... conduce. Pentru că puțin dintre cei care ne privesc știu structura aceasta universitară e puțin mai complexă și să și explicăm, pentru că nu e doar suficient să urmezi studiile de licență, adică facultatea concretă, cea clasică, așa cum o știu toți. Mergi ulterior pe sistemul Bolonia, al doilea, să spunem, cele trei cicluri Bolonia înseamnă licență, masterat încă 2 ani de zile, 3 plus 2, 5, plus încă 3 doctorat, dacă e doctorat, să spunem așa, în domeniu, se fac deja 8 ani de zile de studiu universitar. Da, sau chiar licența este de 4 pe partea de Da, inginerie. inginerie sau 6 pe arhitectură Medicină sau 6, medicină, sigur arhitectură, că da. da. 6 plus 2, Da. plus încă 3 de doctorat, deja se ajunge la 10 ani de zile de studiu. Și avem totuși în cei 10 ani sau în 8 ani de studiu studenți care devin ulterior masteranți și doctoranți și care se educă și au competențe cu totul excepționale. De foarte multe ori noi nu vedem până acolo în profunzime. Suntem tentați să privim doar așa superficial lucrurile. Nu analizăm. Când afirmăm că în România se face mai puțin sau mai mult, depinde de acum de opinii. Și iarăși sunt convins că există multe stereotipii și de regulă oamenii vorbesc în necunoștință de cauză. Mai avem un minut din partea aceasta întâia și aș vrea să vă întreb despre relația universității cu sistemul preuniversitar din oraș, cum comunicați cu liceele, Noi avem o relație deosebită, noi avem un și parteneriat, organizați evenimente, să spunem, evident, avem un comune. parteneriat cu inspectoratul școlar și împreună cu ei organizăm evenimente. La noi în universitate se desfășoară olimpiadele, în special cele naționale. Avem o relație extraordinară cu mediul preuniversitar pentru că, de fapt, acolo este bazinul nostru de Sigur, recrutare. e bazin de recrutare și mai mult decât atât, elevii, în momentul în care organizați evenimente comune, pot să vină și să dialogheze direct cu studenți, cu Și să profesori și să cunoască vadă, sigur, universitatea, relația și să evident. vadă, de fapt, perspectiva în care vor merge sau ceea ce vor alege să facă pentru viitor. Luăm o scurtă pauză și venim în partea a doua cu discuția noastră, mergem și vorbim despre profesie, despre această carieră de universitar și, de ce nu, despre perspectivele carierelor, să spunem, din zona aceasta masculină pe care le îmbrățișează doamnele. Revenim în câteva minute, doamnelor, domnilor, rămâneți pe Litoral TV. Ne întoarcem cu invitata de astăzi, doamna Ramona Lile, profesor universitar, doctor și rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad. Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua ediție de astăzi a emisiunii Cafeneaua Ienache și pentru cei care au deschis televizoarele puțin mai târziu sau au comutat pe Litoral TV mai târziu,
Invitata de astăzi este doamna Ramona Lile, profesor universitar doctor și rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad. Vorbim despre cariera de rector, deci nu de profesor universitar, dar și aceea de mamă, pentru că doamnele, fie mamele noastre, surorile, soțiile, iubitele, au această menire maternă și această existență, am putea spune, în spațiul privat al familiilor noastre. Vorbeam mai devreme despre modul în care se conturează această, să spunem așa, strategie universitară, colaborările, modul în care rectorul sau prorectorii sau decanii deopotrivă gândesc strategiile. Cum ați regăsit Constanța și cu ce ocazie ați venit la Constanța? În sensul bun, vă întreb. Am venit la Consiliul Național al Rectorilor, care s-a organizat la Universitatea Ovidius din Constanța și noi avem anual 4-5 întâlniri de lucru împreună cu reprezentanții Ministerului, cu reprezentanții agențiilor care deservesc mediul acesta universitar și cu toate universitățile care fac parte din acest Consiliu Național al Rectorilor. Agențiile de evaluare a calității, nu? De evaluare a calității și mai sunt și alte agenții care sunt subordonate Ministerului și care ne pun la dispoziție reglementările, metodologiile și cu care, expertiza lor și cu care discutăm care va fi strategia pe viitor. Înțeleg că au fost în jur de 70-75 de rectori, prorectori, reprezentanți ai universității. Da, deci au fost prezenți în jur de 75 de universități. Știu că a fost aici domnul ministru al educației. A fost domnul profesor universitar Pavel Năstase, ministru educației naționale, au fost foști miniștri, au fost reprezentanți ai Aracisului, reprezentanți ai CNFIS-ului, UEFIS-CDI-ului, deci cam toate asociațiile. A fost doamna președinte a Institutului Cultural Român, care vrea să semneze un parteneriat cu Consiliul Național al Rectorilor. Institutul Cultural Român și Consiliul Național al Rectorilor, două entități academice, am putea spune că și Cultural Român are această componentă de erudiție, pentru că da, publică, se de fapt promovează cultura română în lume, e prima, să spunem așa, misiune a Institutului Cultural Român. Și iată un moment foarte important, semnez acest parteneriat cu CNR, Consiliul Național al Rectorilor. Cum ați regăsit Constanța? Eu zic că mai bine decât anul trecut. Anul trecut am fost la o altă întâlnire aici, la o altă conferință tot organizată de Universitatea din Constanța. Este într-o dinamică permanentă, într-o dezvoltare, să zic așa, extraordinară. Mă bucur foarte mult că în sfârșit se promovează litoralul românesc și de anul acesta în premieră există și o cursă de avion care unește vestul țării de estul țării. Da, de estul țării. Cum da, se vede de fapt de la Arad, de la cealaltă parte a țării, da, la Constanța. Pentru că pentru noi era mai dificil să venim până aici. Sigur, la litoral. Sunt exact. Și preferam atunci să mergem în alte destinații, în alte țări care sunt mult mai aproape sau nu neapărat mai aproape, ci mai facile pentru noi, pentru că există autostradă și ajungem mult mai repede. Sigur, și infrastructura țărilor vecine. Ajungi mai ușor la Budapesta decât la Constanța sau la Viena chiar, sau la Praga, deci sau din, la Varșovia. Din Arad, 4 ore până la Viena, nu este o distanță. Da, sigur că da, sunt convins de lucrul acesta și în sensul bun, o spunem, pentru că există infrastructura pusă la punct și eu zic că încet, încet către se dezvoltă și în partea asta. Sigur, sigur, sunt convins. Pentru că aproape până la Sibiu este gata autostrada și sigur, sunt convins de lucrul acesta și România se va conecta și din punctul acesta de vedere al rutelor de transport și al sistemului de transport integrate, până la urmă, calea ferată, autostrada și căile aeriene și iată păi, și Sibiu-Pitești nu mai este așa o distanță și cred evident că va fi făcută și conexiunea asta. Sigur că da. Cum i-ați regăsit pe colegii rectori? Doamne prorectori, doamne rectori, domn rectori, domn prorectori? Păi, toată lumea schimbat impresiile? Da, cum deci a fost impresiile de aici, de la Constanța? Da, deci toată lumea se pregătește pentru admitere. Toată lumea da, admiterea e un element important la universități, pentru că, de fapt, e resursa umană de care universitatea evident are nevoie și, de fapt, pe care lucrează. Evident, toată lumea se pregătește acum de licențe, dizertații și finalizarea studiilor pe cealaltă parte. Ne gândim la viitor, ne gândim care vor fi strategiile de finanțare pentru învățământul superior, încercăm să găsim variante de a dezvolta și partea de infrastructură a universităților.
Sunt ședințele de lucru în care discutăm care va fi viitorul învățământului superior românesc. Sigur, și sunt convins că aici sunt prezentate și strategii de viitor, idei pe care le propun anumite centre universitare sau anumite universități și cred că, deopotrivă, interesul ministerului, interesul agențiilor de asigurare a calității, dar și al universităților, deopotrivă, să dezvolte infrastructura educațională. Din experiența pe care o aveți între România și străinătate, unde ați mai fost la diferite universități, cum ați putea percepe sau cum ați evalua învățământul superior din România? În comparație cu cel da, din Europa. Deci, singurul lucru care ne lipsește nouă este finanțarea. Adică vă referiți la bani mai mulți. Bani mai mulți pentru că oricum vin bani publici, dar sunt... Sunt destul de puțini. Sunt puțini, da. Deci sunt destul de puțini. Este vorba de a dezvolta infrastructura, de a dezvolta universitățile în așa fel încât să putem concura. Se vorbește de top 500, se vorbește de top Shanghai și alte topuri în care vrem și noi să intrăm și să achesăm, dar dacă stăm și să ne gândim că sunt universități care au bugetul cât toate universitățile din România, nu cred că este un... Una singură dintre universități este cât toate universitățile. Nu cred că este o concurență loială, să spun așa. Da, și făcută în termeni normali, adică în termeni de bun simț, pentru că atât timp cât nu ai finanțare, nu poți să ai pretenții pentru... Să știți că eu zic că stăm foarte bine față de alte țări unde nu există nici măcar finanțarea care o avem noi. Noi ne străduim, colegii noștri încearcă să acceseze fondurile europene, să scrie proiecte, astfel încât mare parte din investițiile care se fac în universități sunt pe proiecte. Sunt convins de lucrul acesta. Ce spun prietenii dumneavoastră când vă întâlniți în afara spațiului academic? Cum reușiți? Pentru că trebuie să ajungeți în două dimensiuni, una de manager și de coordonator al unei instituții și dincolo, când vă întâlniți cu fetele sau cu doamnele, prietenele dumneavoastră, sunteți prietena pe care o cheamă Ramona, sunteți mama acasă, sunteți soție acasă. Cum se îmbină cele două elemente, cele trei elemente, de fapt? Păi, trebuie să se îmbine, pentru că fiecare componentă și are rolul ei, fiecare parte din viața mea are locul ei și încerc alegerea să, bine definită. Evident. Și încerc să împac și relațiile personale pe care le am, să împac foarte și familia, interesant. Pentru că nu te poți rupe de tot, oricât de mult ar fi o carieră. Eu sunt trecătoare în această funcție. Și, sigur, toți suntem trecători. Evident. Și relațiile pe care le avem și relațiile interumane pe care le-am stabilit, astea trebuie să continue și nu poți să te rup de ele. Soțul dumneavoastră cum vă ajută în sensul ăsta? Deci soțul meu mă ajută foarte mult. M-a înțeles pentru că și el a avut o funcție publică la un moment dat. Și în momentul în care el nu a mai avut, am avut-o eu și ați făcut prin rotație. Da. Am făcut-o prin rotație. Cineva se ocupă de familie mai mult. Evident. Da. Și mă înțelege perfect pentru că și eu l-am înțeles și l-am sprijinit în momentele în care el avea nevoie de acest lucru. Așa cum v-am spus în prima parte a emisiunii, am făcut acel consiliu de familie consiliu. În care am cerut sprijinul tuturor, pentru că n-aș fi putut singură să iau decizia asta, care implică multă schimbare în viața tuturor, de fapt. Evident, implică schimbare, implică responsabilități și implică foarte multe experiențe pe care, de fapt, le trăiești și din care înveți. Și sunt sigur că ați învățat și ați trecut prin multe experiențe la care nici nu vă așteptați la momentul în care ați debutat în... Deci, director. Da, așa este. Este o responsabilitate extraordinar de mare să ai în spate atâția studenți, atâtea cadre didactice, atâția personal TESA. Și destinele profesionale lor. Destinele tuturor. Pentru că stau acolo în decizia de management, prorector și rector. Evident. Și nu pot. Adică noi avem Consiliul de Administrație, avem fiecare săptămână, împreună cu colegii mei din Consiliu, discutăm toate problemele care sunt, luăm deciziile împreună. Care sunt la zi, adică săptămâna respectivă. Deciziile care sunt în săptămâna respectivă și partea de strategie și de viitor o stabilim împreună cu Senatul Universității, care este un for suprem. Da, suprem și avizează, de fapt. Avizează, exact. Aplică proiect, este, de fapt, Parlamentul Universității da, și sigur, da. Ne sprijină din punct de vedere a regulamentelor, iar a metodologiilor. Iar prorectorii sunt executivul, executiv, spune, da? Cei exact. Care aplică ceea ce decide Senatul.
Sigur, foarte interesant și provocator în același timp în ceea ce întreprindeți dumneavoastră și mai mult decât atât e dimensiunea aceasta a profesorului pe care de fapt trebuie să o satisfaceți, cercetarea, publicatul, modul în care mergeți la catedrat și spus. Și sunt convins că timpul este programat așa la minut. Perspectivele pe care le întrevede, să spunem, societatea românească, probabil că vor contura mai bine partea aceasta de învățământ academic, de universități, se va integra mult mai bine sistemul universitar românesc în sistemul european, către care tinde și în care, de fapt, a început să se integreze, pentru că sistemul Bolonia, de care vorbeați mai devreme, e un sistem european acceptat unanim de multe state și multe universități sau sisteme educaționale din Europa și România nu face excepție. Este integrat. Noi, la universitate, avem foarte mulți studenți din Europa care vin în programele Erasmus. Unii dintre ei sunt copii ai unor familii plecate din România și revin în România ca studenții din alte culturi să și revadă țara, să învețe limba străină, să învețe limba română, de fapt, să o vorbească, să o reamintească. Aveți și acolo, înțeleg, sistemul de schimburi Erasmus Da, avem la Arad. parteneriate cu peste 100 de universități din Europa și avem, acum am început o promovare în toate statele non-UE, pentru că, așa cum știți, au început să se deschidă linii de finanțare Sigur. pentru interschimburi universitare pentru partea asta State non-UE. non-UE. Da. Am înțeles. E foarte important pentru că și de acolo vin studenții sau posibili viitori studenții foarte motivați și bine pregătiți și atunci schimbul acesta cultural, în primul rând, pentru că studentul venind, studiind, învățând româna, există universități care au și programe în limbă străină, dar în cea mai mare parte programele Erasmus se desfășoară în română. Și e un câștig pentru România, pentru că este și un mod de a promova cultura română, limba română, de ce nu, și tradițiile, tot, să spunem așa, tezaurul nostru cultural, care este destul de bogat, nu e deloc, De neglijat. sigur, sigur că da. Și mulți dintre cei care trăiesc în state europene, Franța, Germania, Portugalia, Italia, sunt încântați, pentru că ei aud foarte puține lucruri despre România, știu puține lucruri și când vin aici, văd cu ochii lor Văd realitățile. altceva. Da, văd altceva, da, sigur. Și sunt de multe ori, sunt vrăjiți de particularitățile culturale, tradițiile românești și, de ce nu, prietenia, loialitatea și ospitalitatea românească, care e foarte bine reprezentată de către români, în general. Voiam să vă întreb acum despre modul în care reușiți să țineți pasul cu această rigoare universitară, publicațiile, universitatea, modul în care se clasifică la standardele pe care le are, apropo de tipul acesta de clasamente de care se vorbește. Da, păi știți cum, în general, universitățile au cadre didactice care se ocupă și de partea de didactic și partea de Da? cercetare. Noi avem niște colegi, universitatea a dezvoltat foarte mult și a încurajat pe cei care sunt români în diaspora să vină și să se stabilească în România, deci să vină să practice ceea ce au învățat acolo. Noi avem mai mulți colegi care au ales universitatea noastră pentru a se stabili aici, chiar dacă nu erau din zonă. Au venit din țări precum Germania, Suedia, Portugalia, Letonia, Estonia. Lituania. Din Lituania nu avem, Nu? cel puțin nu, la noi în Arad nu, dar sunt colegii care au venit și care publică și ajută și pe ceilalți colegi să se integreze în colective de cercetare. Și faceți parteneriate cu alte universități sau Da, cu alte... evident, universități din țară și din străinătate și colegii noștri fac cercetare și publică împreună cu alte cadre din alte universități din țară și din străinătate. Sigur, foarte interesant, pentru că în ultimii ani, cercetarea e o temă des discutată în spațiul academic românesc. Producția aceasta de știință și de inovare rezidă în această zonă, în zona cercetării și în zona academică, fără de care n-ar putea exista evoluție și dezvoltare. Și de multe ori poate nici nu dăm importanța pe care acest domeniu are, din simplu motiv că nu ne dăm seama cât efort se depune acolo. Știu că există și o oarecare rezervă vis-a-vis de finanțarea și în cercetare. Probabil că toate aceste Da. întruniri pe care le aveți vor
crea și premisele unei viitoare finanțări, să spunem, Da, deci suplimentare. acum faptul că acest Minister al Cercetării și Inovării s-a rupt de Ministerul Educației Naționale creează anumite probleme, pentru că În ce sens? în Era mai sensul bine când erau la final, un loc, da? nu neapărat, în sensul că Ministerul Cercetării dă bani doar institutelor de cercetare, uitând faptul că și noi avem o componentă de cercetare pe care se insistă În foarte sistemul mult educațional. în sistemul educațional. Noi încercăm să separăm această parte de cercetare și de didactic, pentru că, din păcate, în ultima perioadă s-a pus accent mult pe cercetare. Nu spunem că nu este necesară, dar s-a neglijat partea didactică, din păcate. Și la partea de promovare se stimulează mai mult producția aceasta de științifică pe partea de cercetare decât didacticul. N-am înțeles. Și colegii noștri sunt nemulțumiți pentru că avem colegi care sunt extraordinari pedagogi, care sunt extraordinari profesori, ca Da, și dascăli în dascăli în toată. toată puterea cuvântului, Da, sigur. și nu sunt atât de străluciți ca și cercetători. Noi, ca și universități, rolul nostru este de educație, în primul Sigur, rând. de predare. Deci s-a greșit la un moment dat, în 2011, când s-a insistat foarte mult pe componenta de cercetare în detrimentul didacticului. Noi încercăm să schimbăm acest lucru fără să neglijăm partea de Ați cercetare. discutat în întâlnirile Da, în dumneavoastră, întâlnirile noastre, fără diferitele. să neglijăm partea de cercetare, dar să încercăm să punem mai mult accent pe didactic, pe studenți, pentru că ăsta este rolul lor. Discutam și cu confederațiile studenților, care sunt foarte importanți pentru că sunt partenerii noștri de dialog. Ei se simt neglijați din punctul ăsta de vedere. Sunt parteneri de Pentru educație, că, da, da, cei mai ne importanți. spuneau unii dintre reprezentanții lor că există unii profesori care au, în loc să aibă pus programul de consultații pe ușă, au pus, vă rog, nu deranjați, aici se scriu lucrări ICI. Am înțeles. A, e o chestie de ripostă apropo de sistemul acesta de evaluare americană, de fapt. E un sistem de evaluare americană care. Neapărat american, pentru că avem și colegi care vin din Statele Unite și acolo foarte mult ei nu pun problema pe cercetare cantitativă, adică cât de multe Și ICI-uri calitate. ai, cât de multe citări în reviste de impact ai, ci faptul că lucrarea pe care ai publicat-o este de o calitate extraordinară, la Și de care impact. și de impact, și cu astfel de lucrare poți să pentru astfel de lucrare poți să lucrezi 2 ani de zile sau 3 ani de Sau zile 6, și sau 8, sau sau 10, 6 sau o și viață. exact, și rezultatele acestei lucrări se văd avea peste 5, 6, 7 ani, când începe lumea să cunoască lucrarea respectivă și să o citeze. Deci, din păcate, la noi s-a adus la extrem această parte, această componentă a cercetării cu lucrări științifice, cu factor de impact, cu. Am vorbit și cu colegi din Europa, la fel spun, și în acele sisteme există această evaluare TPC și cu factor de impact, dar ei spun că nu e obligatorie. Ea există acolo ca un element, pentru că există Dar nu tot este o bază de. condiție. Da, nu este o condiție fără de care nu Fără se de care nu poate. se poate. Sine qua non, spune în limba latină, cum e în România. În România, pe anumite domenii, pe anumite paneluri, apropo de. Panurile și domeniile aferente CNATCO, există această condiție de Da, excludere. și că ați pomenit de CNATCU, chiar și condițiile de care sunt puse la CNATCU și criteriile care există acolo diferă de la o comisie la alta. E Sunt enorm, diferă enorm. diferă foarte mult și unii dintre colegii noștri chiar au pus problema că un profesor universitar este plătit la fel și pe un domeniu și pe celălalt, pe când condițiile de promovare sunt total diferite la un domeniu de De ce s-a celălalt. ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Unde sunt dezechilibrele? Ce nu a fost înțeles sau ce nu e conform? De ce sunt diferențele astea așa de mari? Păi s-a încercat atunci, în 2011, cu Lege. acea lege a educației naționale, s-a încercat să se treacă foarte mult pe componenta asta de cercetare. Au fost unele comisii care au înțeles că nu, noi, Realitățile române sunt altele. realitățile române sunt altele, că nu sunt atât de multe reviste, în special pe partea asta de umaniste, unde se poate De publica tipii și să aducem aminte. de TPC, da? Și atunci există discrepanța asta foarte mare între anumite domenii, anumite comisii de evaluare, și atunci colegii noștri sunt pe bună dreptate revoltați că ei nu reușesc să promoveze, rămân la stadiu de lector, în cel mai fericit caz conferențiar, și
nu ajung să treacă mai departe. Am înțeles, am înțeles. Este, din păcate, un impediment și cred că foarte mulți universitari dedicați ar merita să fie profesori, toată puterea cuvântului și chiar să facă, ei fac multe lucruri bune și să prezinte studenților modelele și didactice. Acum, dumneavoastră lucrând în și sistemul acesta de învățământ superior, știți care sunt condițiile de promovare pentru conferențiar și profesor și dacă vă uitați foarte bine, componenta didactică nu prea există. Da, e mai degrabă cea de cercetare. Doar cea de cercetare. Asta ar trebui să fie pe partea de promovare în institutele de cercetare, sigur, pentru da. Cercetător 1, unde, cercetător 2. Da, unde munca principală de este, fapt, cercetarea. Este cea de cercetare. Evident. Și de publicare și de evaluarea Evident. Rezultatelor tale. Nu da. Negăm că este necesară și componenta de cercetare, dar totuși nu prepondere în cercetare. Înțeleg că în discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră rectorii, doamnele, domnii rectori, prorectori, reprezentanți universităților în diferite întâlniri, înțeleg că este sau se intenționează să fie creată o nouă lege a educației sau să Da, se lucrează. Sunt echipe de lucru și colegii de-ai noștri care încearcă să regândească o nouă lege a educației. Adică și să o adapteze spațiului public românesc, spațiului educațional românesc, adică realităților de aici. Realităților românești, în așa fel încât să fim ancorați și în tot sistemul ăsta de învățământ din Europa și din lume. Sigur că da. Pentru că, până la urmă, există și particularitățile ale unor universități, particularitățile acestea care pot să fie o sursă de informare pentru alte universități de top, să spunem, din Occident. Nimeni nu va reuși să facă o cercetare din Occident, din oricare universitate în România, mai bine decât o face cel care locuiește acolo și Așa. Care stă, de fapt, și buchisește fiecare element, fie de arhivă, fie elemente de cercetare pe care le găsești în spațiul public. Și atunci relațiile interuniversitare și de cercetare pot împrumuta reciproc, să spunem, anumite componente. Sigur, din componente sau particularități, informații, sigur, particularități, că sigur că da, și atunci deopotrivă și unii și ceilalți au de câștigat. Și cred că așa ar fi mult mai corect și mai etic, apropo de ce spuneați dumneavoastră, de condițiile diferite de la o comisie la alta și de la un domeniu la altul, de promovare și de, să spunem, evaluare. Evaluare pe baza cercetării. Mai avem două minute din emisiune. Care ar fi proiectele pentru restul anului 2017 pentru universitate și pentru dumneavoastră? Păi, deschiderea spre internaționalizare. Încercăm deja de un an de zile să punem mai mult accent pe relațiile pe care ni le facem cu alte universități din statele Uniunii Europene și nu numai, așa cum vă spuneam. Asta este una dintre punctele pe care insistăm acum în perioada următoare. Ne gândim la o promovare mai, să zic așa, mai acerbă a specializărilor universității și, de ce nu, sprijinul pe care vrem să-l acordăm colegilor noștri ca să își facă abilitățile pentru a putea face cât mai multe domenii de școli doctorale în universitate. Sigur că da, foarte interesant și mă bucur că aveți o perspectivă așa de generoasă și de ambițioasă. Vă felicit pentru ce ați făcut până acum. Ați realizat foarte multe. Succes ce veți face de acum încolo. Mulțumesc. În tot ceea ce întreprindeți și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere al vieții de familie, al vieții personale, să spunem așa. Și de ce nu vă așteptăm la Ritual TV ori ajungeți la Constanța. Vă mulțumesc mult de tot pentru oportunitatea de a fi astăzi aici și de a cunoaște și Universitatea Aurel Vlaicu în această parte a țării, pentru că eu zic că discutând cu ceilalți colegi și cu domnii rectori de aici de la Constanța, parteneriatele pe care le vom face interuniversitare cu schimburi de studenți sigur, și profesori vor avea un impact mai mare. Sunt convins de lucrul acesta și sunt sigur că vor fi parteneriate de mare anvergură și de mare și cred că foarte mulți dintre studenții și profesorii de la universitățile de aici din Constanța vor vrea să vină să cunoască și partea de vest a țării, sigur. Pentru că sunt oportunități pe care poate copiii nu le au sigur decât da. Prin aceste schimburi pe care le putem sunt realiza. Sunt convins că vor fi foarte multe oportunități pozitive și oportunități din acestea care deopotrivă să fie utile și unora și celorlalți.
Cu siguranță. Succes în ce faceți și succes mai departe. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc mult de tot. Doamnelor, domnilor, a fost doamna Ramona Lile, profesor universitar, doctor și rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad. Am vorbit despre universități, despre evoluție, despre învățământul superior, despre tineri, despre viața profesională și viața personală, viața privată, așa cum o numim, și despre multe alte aspecte care, iată, sunt de interes general pentru noi toți, pentru că, deopotrivă, suntem legați de educație și de ceea ce înseamnă inovarea și evoluția societății. Eu sunt Anache Tușa, noi ne revedem luni la emisiunea Cultură pe Coordonate, când voi fi gazda dumneavoastră începând cu ora 19:20. Până atunci, weekend plăcut, însorit și toate cele bune. La revedere!